Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Astăzi vom discuta despre activitatea Direcției Locale de Evidență a Populației. Și cu cine putem să discutăm decât cu directorul executiv, domnul Marius Bodoga. Bună ziua, domnul director, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, vă mulțumim pentru invitație. Într-adevăr, avem multe aspecte, chiar și unele noutăți dezvoluite în premieră la dumneavoastră, nu le știți nici dumneavoastră. Haideți să începem cu o caravană care ați avut-o, o caravană, o acțiune a Direcției Locale de Evidență a Persoanei, care și-a dorit ca lumea de mediu rural nu să intre în ceea ce se numește legalitate, în ceea ce privește cărțile de identitate. Da, acum jumătate de oră m-am întors împreună cu colegii mei cu care ne deplasăm în comune. A fost ultima acțiune. Acțiunea a început în luna februarie. Iată că după două luni am reușit să parcurgem toate cele 26 de comune. Avem peste 1100 de cereri preluate, care ulterior, mare majoritate din ele deja au fost și eliberate, actele de identitate, bineînțeles. Termenul este de 2-3 săptămâni maxim. Ne bucură că oamenii au început să-și creeze aceste repere. Campania, menționez că este la cea de-a șaptea ediție, iar astăzi, chiar la Andrieșeni, cea mai depărtată comună, la 65 de kilometri de serviciul nostru, chiar astăzi am auzit de la oameni că, domnule, vă așteptăm, veniți și la toamnă. Lumea deja și-a creat acest reper, ne așteaptă și, de fapt, ăsta a fost și scopul când am lansat campania în 2012. Și deja devine o tradiție, lumea știe, noi la Andrieșeni, Vlădeni și comunele mai îndepărtate mergem de două ori pe an, extra campanie, mai facem o vizită în toamnă de obicei, tocmai pentru că sunt costuri, îmi spuneau oamenii, domnule, ce bine că veniți, pentru că ar trebui să dau, e 10 lei mașina până la Iași, un dus sau 8 lei trenul, vă dați seama, dus întors 20, dacă mai ai și copilul să-i faci buletin deja 40, la eliberare încă 40, 7 lei buletinul, deja ajungem la niște costuri pentru care ei, poate pentru ei unii mult. Nu și le-ar permite și atunci preferă să stea fără act sau cu act expirat. Și atunci demersul nostru este tocmai în scopul de a ajuta aceste persoane și dacă ar fi să sintetizăm campania, putem spune că în cele 7 ediții am parcurs peste 5.000 de kilometri. Sunt cifre reale, calculate foarte bine. Am avut peste 80 de, să spunem, vizite, pentru că mai comasăm 2-3 comuni alăturate și peste 11.000 de persoane puse în legalitate de la demararea campaniei. Bun, eu vreau să vă întreb un lucru totuși. Spuneați chiar mai înainte de a începe emisiunea, faptul că sunt comune în care lumea nu are acte. Nu are acte în sensul că nu are carte de identitate sau nu are act în sensul că nu are nici măcar certificat de naștere? Vă dați seama, pe parcursul celor 7 ani de când parcurgem, am văzut aproape toate spețele. Am văzut act de identitate expirat de 20 de ani și omul stătea cu el liniștit. Că mă mai cunoaște domnul primar, mă mai știe la dispensar, deci nu-și făcea griji. La dispensar cum să te duci cu un act expirat pentru nici că lucrezi de acolo? Seama, nici eu nu-mi dau seama, dar vă dați seama că este... Bun, dar cum este... Stau și mă gândesc că e greu totuși în mediul rural, dar în momentul când ai un copil, se naște un copil, eliberarea unui certificat de naștere nu mai este o problemă acum, o problemă majoră sau financiară. Sunt cazuri, ați întâlnit cazuri în care n-aveau certificat de naștere? Sunt și fără, cu constatatoare pe care nu le-au mai înregistrat la starea civilă. Adică sunt copii care poate au și 10 ani și nu au fost înregistrați niciodată. Deci nu ne mai miră nimic. Deci, cu alte cuvinte, acei copii care nu există în evidență. Exact. Noi tocmai pe această linie, de câte ori descoperim un astfel de caz, îl preluăm, îl îndrumăm, am și sprijinit prin intermediul consilierului nostru juridic pentru intrarea în legalitate. Avem și ne bucură acest fapt foarte mulți copii. 40% cred că din solicitările cel puțin de astăzi au fost copii la primul act de identitate. Se simte cumva o creștere a natalității? Bun, primul, înseamnă că acum 14 ani... Da, vorbim de anul 2004. Da, deci în urmă cu 14 2004. Ani a fost un an spornic pentru populația județului Iași. Pentru că în ultima perioadă Institutul Național de Statistică a anunțat o
Scădere A fost drastică și a o perioadă natalității. de scădere. Acum, din nou, nașterile din municipiul Iași sunt pe trend, pe trend ascendent. Bun. Exact. Care sunt noutățile la direcția, de evident, direcția locală de evidență a persoanei? Pe lângă finalizarea campaniei și vreau să menționez faptul că astăzi chiar am avut o vizită a unor regizori din București care fac un material despre identitatea la români, care au vrut să vadă cu ochii lor și au venit chiar din București special pentru a ne sprijini în această campanie. Pot spune, pe de altă parte, campania a fost preluată ca model de bună practică și în alte orașe din țară, unde a păstrat chiar denumirea noastră sugestivă, prioritate la identitate. Și chiar premiul primit anul trecut la galaadministrație.ro. Ca să încheiem campania, pot spune că urmează pentru noi, pentru colectivul direcției, o perioadă destul de aglomerată. Ne referim aici la sărbătoarea prin care vom celebra persoanele care au împlinit 50 de ani de căsătorie, deci ziua familiei, anul acesta va fi pe 10 mai, mai multe detalii va oferi domnul primar. Vom avea noaptea muzeilor, la care Serviciul de Stare Civil a devenit o prezență constantă în ultimii ani, data de 19 mai, și încercăm totodată să îmbunătățim anumite aspecte și, pentru că am spus că voi dezvălui în premieră un aspect, este acela că am finalizat procedura de testare a unui sistem de plată prin SMS a taxelor pentru cartea de identitate. Ho, ho, ho. Ăsta este unul dintre, eu consider, una dintre marile realizări ale direcției, pentru că se pierdea foarte mult timp cu du-te, plătește taxă, așa trimis prin SMS nu mai treabă. Din fericire, noi suntem un serviciu care avem caserie în acolo, centru, așa este, atât da. La starea civilă cât și la Iulius Mall. Dar dacă eu am programare online la 14:30, vin direct, nu mai stau să plătesc chitanța, am dat SMS, prezint lucrătorului și, într-adevăr, noi încercăm tot timpul să venim cu și să implementăm aceste metode noi. Digitalizarea este omniprezentă, atât timp și în spațiul în care ne permite și legislația, pentru că este foarte restrictivă. Corect, corect. A spus plata prin SMS. Deci cineva, dacă vrea să plătească prin SMS, trimite SMS-ul unde? Cum? Vom face o lansare, cum se cuvine, acestui serviciu. A fost această dezvăluire. Corect. Pe scurt, va fi un aspect care, deci o procedură. Presupun de un număr scurt. 10 secunde, un număr scurt, un mesaj însoțit de codul numeric personal. Perfect. Ulterior, nu mai trebuie să listeze chitanța, noi o primim în format electronic și o atașăm dosarului. Având în vedere, deci ne referim la taxa de 7 lei și la taxa de 1 leu. Exact. În paralel facem teste și probabil cu data de 1 mai va fi accesibil acest serviciu și pentru taxa de procesare dosar de 12 lei pentru activitățile de stare civilă. Nu putem implementa același sistem și pentru taxa de căsătorie, care are altă pondere, pentru că nu se încadrează în standardul pentru acest mobile pay. Da. Bun. Domnule director, a venit sezonul cald. Bine, nu e chiar cald, dar este destul de cald. Încep și nunțile care există cereri până acum pentru luna mai, pentru luna iunie, știu eu, pentru oficierea căsătoriilor în altă parte decât la starea civilă? Da, tocmai pentru că am terminat postul religios, perioada în care de fiecare dată înregistrăm o scădere a numărului de căsătorii. Pot spune că am început în forță sezonul. Sâmbăta anterioară au fost 27 de căsătorii. Chiar în prima zi de 10 aprilie, după post, au fost 10 oficieri. Și urmează să culminăm cu peste 300 de căsătorii în luna mai. Vorbim doar de cele programate online până la data la care ne-am întâlnit. Cu siguranță numărul poate crește, nu există obligativitate de programare online, putem depune dosarul direct și ne programăm în momentul depunerii. Vă dați seama, acest sistem de programare a datei și orei oficierii căsătoriei civile este unul foarte comod.
Da. Și permite oricărui planning-ul ideal Corect. Pentru ziua nunții. Pe de altă parte, de curând, săptămâna trecută, noi am publicat pe site-ul instituției și pe cel al primăriei un ghid, am spus noi, care să vină în sprijinul celor care urmează să se căsătorească, tocmai pentru a lămuri toate pentru aspectele ajuta, pe da. Care noi le-am constatat din discuțiile cu dumnealor. Am trecut considerații legale pentru încheierea căsătorii, am trecut procedură de programare online, procedură de depunere a dosarului, acte necesare, informații utile, am menționat inclusiv că avem și parcare în zonă și că ar fi bine să nu claxoneze în drum de la domiciliu spre da. Starea civilă, adică am încercat să acoperim chiar toate palierele pe care le-am constatat. Este disponibil în format PDF pe site-ul nostru, se pot informa, este foarte cel mai simplu, da. Dar într-adevăr numărul de căsătorii este într-o creștere foarte e un lucru, bună. E un lucru extraordinar de bun, de ce? Majoritatea căsătoriilor sunt asimilate și cu nașterile de copii, deci 300 de căsătorii putem să ne așteptăm peste un an, doi, poate și la o creștere a natalității. După cum am spus, oricum se observă o creștere a natalității, cel puțin în scriptele noastre. E adevărat că noi înregistrăm copii născuți la maternitățile din Iași, dar părinții pot fi din alte cu domicilii județe. Din alte județe. Așa este principiul clasic de înregistrare a faptelor de stare civilă, acolo unde se produc. Și bun. Mulți optează pentru maternitățile din Iași pentru că sunt recunoscute ca... E clar, nu poți să te duci la, să zicem, la... Și eu... Maternități de calitate, să spunem da. Așa. Și atunci, normal, vin la Iași. Dar, oricum, va fi un plus și la căsătorii, pentru că deja avem peste 1400 de programări online pentru perioada următoare. Anul trecut am avut... 90% cred că din căsătorii programate online. Deci este, deci este un serviciu care într-adevăr își arată beneficiile. Vreau să vă întreb totuși un lucru pentru că urmează și suntem și aproape de final. Urmează perioada sărbătorilor de iarnă. Doamne, fermă, iertați. Nu, sărbătorile și nu numai sărbătorile, perioada verii în care românii plecați în străinătate vin în România pentru a-și face documente, acte, a-și înregistra a transcrie certificatele. Spuneți-ne un lucru ca să audă și telespectatorii noștri, știu că ați mai spus. Există posibilitatea să-ți faci carte de identitate și în țara în care ai rezidența, nu? Te exact. Duci unde? La consulat sau... Aici trebuie delimitate clar două aspecte. Românii care locuiesc de mulți ani în străinătate, nu știu, 8-10 ani, au domiciliu, au rezidență, au tot ce le trebuie acolo. Din punctul meu de vedere ar trebui să solicite direct un pașaport de cetățean român cu domiciliu în străinătate. Caz în care nu se mai eliberează buletin, nu se întâmplă, nu se pierde, nu se câștigă absolut niciun drept, nu se pierde cetățenia, dar este realitatea locului de domiciliu, pentru că ei de fapt domiciliază, nu știu, în țara Italia, dau un Corect. Exemplu. Corect. Și atunci ei când se vor prezenta în România cu acel document vor putea încheia orice act. Bun, dar vreau care să întreb, în loc de buletin. Nu, dacă este valabil pașaportul cu domiciliu în străinătate. Deci este aceeași valabilitate cu a unui pașaport cu domiciliu Bun. În România. 5 ani. Pe când cartea de identitate urmează este valabilă 10 ani. Să devină 10. A, pentru că ei toată lumea zice, domnule, vin și îmi fac carte de identitate. Socoteala e simplă, îmi fac buletin, e valabil 10 ani, costă 7 lei, îmi fac pașaport, costă 250, poate și valabil 5 ani. Bun, acum v-am spus, trebuie să fim și corect și să avem statutul care trebuie. Acum, buletinul, am spus, pentru cei aflați în alte situații, buletinul se poate elibera pe bază de procură. În primele trei luni ale anului am avut din cele peste 17.000 de cereri primite, peste 1.000 au fost pe bază de procură. Deci funcționează și acest sistem tocmai pentru a nu face un drum până în România. Dacă nu vrei să-ți petreci concediu aici, poți să te duci acolo. E simplu, procurile, după cum știți, sunt gratuite de anul trecut din februarie și atunci și costuri, rămân doar costurile de expediție. Lucru care nu îi deranjează. La fel un amănunt important, procura eliberată de misiunea diplomatică trebuie să fie însoțită atât pentru depunerea cererii cât și pentru eliberare, trebuie să aibă anexată fotografia solicitantului, exact, corect. Titularului, indiferent cui se va face procură. Și ca să ne întoarcem la
discuția despre sezonul estival, într-adevăr, vor fi solicitări și pentru cartea de identitate. De regulă, media pentru lunile estivale este de peste 5.000, între 5.800 și 6.200 de cereri pe lună, da? Media lunară. Anul trecut, cred că a fost prima vară, să spunem, în care termenul a rămas constant de maxim 5-7 zile lucrătoare și nu au mai... Bine, facem audiențe, e normal, dar nu au mai fost acele aglomerații în care să dăm 250-300 de bonuri de la prima oră. Probabil și oamenii s-au învățat, își fac programări, și fac procuri. Știu cum să facă din timp ca să nu mai fie într-adevăr aglomerații. Da, și ca să vă răspund și la întrebarea legată de căsătoriile în afara sediului, într-adevăr, după intrarea în vigoare a hotărârii de Consiliu Local, după cum bine știți, taxa a fost stabilită la 1.000 de lei pentru oficierea căsătoriei în afara sediului, cu acele restricții, bineînțeles, nu oficiem la restaurant. Normal. Sau în, chiar în orice locație. Loc. Sau 500 de lei pentru cei sub 30 de ani aflați la prima căsătorie. Sunt, cred că, 7 solicitări până acum. Domnul primar le va oficia pe rând, în măsura în care agenda dumnealui permite. Disponibilă, și da. Ne bucurăm și de această facilitate oferită cetățenilor municipiului Iași. Perfect! Mulțumim pentru participarea emisiunii. Doamnelor și domnilor, ați văzut care sunt noutățile de la Direcția Locală pentru Evidența Persoanei. Puteți să faceți, v-am zis, programări online, cum a zis și domnul director, și pentru căsătorii care să nu fie oficiate la sediul stării civile, iar cei care aveți rude în străinătate, spuneți-le că își pot obține documentele de identitate fără să se mai deplaseze până în România. Până data viitoare, cele bune, la revedere!